Claudio Popa. Este extraordinar component. Salut. Salut. Bună seara. Bună seara. Seara. Dacă nu faci duș înainte să faci sex, înseamnă că în termeni biblici ea o să aibă pe necurat un ea. A început bine. Sunt foarte multe chestii pe care pot să le spun despre o femeie. Eu am foarte multe sfaturi, le-am primit de la tatăl meu. Țin minte și acum, aveam vreo 12-13 ani și a venit la mine în cameră și tata electrician a încercat să-mi explice în limbajul lui și mi-a zis că trebuie să-mi găsesc o priză curată, cu legături bune, pentru ștecherul meu. Mi-a zis că întotdeauna trebuie să am grijă să nu fie sub 18 amperi, pentru că nu prea e legal și o să ajung într-un loc unde devin triplu ștecher. Și nu în ultimul rând mi-a zis că întotdeauna trebuie să am protecție, să am împământare, pentru că dacă n-am împământare în 9 luni mă trezesc cu un scurt circuit de sare tensiunea. Și chiar l-am ascultat pe data. Altă chestie pe care mi-a spus-o despre femei, mi-a zis că atunci când te ceri cu o femeie ca bărbat, nu ai niciodată cum să câștigi. Pentru că atunci când te ceri cu o femeie ai două variante. Varianta 1, ea te întreabă: sunt grasă? Da. M-ai făcut grasă. Varianta 2. Sunt grasă? Nu. Mă minți. N-ai mă cum să câștigi, așa e. Cum. Trebuie să trecem peste. Și vreau să vă recunosc din prima oară că am un pic de emoții, dar e oarecum normal să am emoții, că vorbesc în fața unor oameni. Și vorbitul în public e una dintre cele mai mari frici ale noastre, ale oamenilor. Și stăteam și mă gândeam cum ar fi fost dacă, spre exemplu, Hitler ar fi avut trag de scenă. Serios, vă dați seama cum ar fi fost să apară în fața 100.000 de nemți și să apară cu de-astea cu... Heil, eu sunt Adolf, Adiță. Evrei sunt răi și trebuie... Vă dați seama că nu urma nimeni pe ăsta în război, știi? De asta mă gândesc că și el a fost undeva la... A început de jos, ca și noi comedianții, a început de jos, veneau doar prietenii să-l vadă la început și încet, încet a progresat și a devenit din ce în ce mai faimos. Nu știu dacă ați văzut că de asta a făcut și turneu prin toată Europa. S-a plimbat, a fost pe la Paris, a venit și pe la noi. Vai. Ei, alea cu Hitler au fost pe sistemul... N-ar trebui să glumim cu asta, dar e prea funny. Da, dar nu, n-am venit să vorbesc despre Hitler astăzi. Nu înțeleg oamenii aia care atunci când vine vorba de un fel de mâncare care ție nu-ți place, devin foarte aroganți și ți-o bagă pe aia cu... Ce mă, nu-ți place asta? Nu știi ce e bun, domnule. De parcă nu suntem diferiți și ne plac chestii diferite. Mie nu-mi place ciorba de burtă, n-am nimic cu oamenii cărora le place ciorba de burtă, dar mie nu-mi place, și vă zic și de ce, n-am mâncat niciodată, nu-mi place cum sună ciorbă de burtă. Eu când aud ciorbă de burtă, eu mă gândesc la un cocalar silinos care a urcat 6 etaje pe jos și ce s-a strâns aici în buric e ciorbă de burtă. Înțelegi? Deci nu, mersi. E o chestie psihologică, n-am cum să scap de ea. De acum încolo nici nu va mai mânca nimeni ciorbă de burtă. De fiecare dată mi se întâmplă chestia asta să vină câte unul să-mi spună mie că eu nu știu ce e bun, după care încearcă să mă convingă să mănânc ciorbă de burtă prin a-mi explica cum se mănâncă. Cam cum să nu-ți placă? Cu un pic de smântănică? Aia era problema mea. Eu 28 de ani am trăit în minciună. Nu știam că smântânica schimbă percepții și chestii de genul ăsta. Și de fiecare dată când spun că n-am mâncat niciodată, se vine cu argumentul ăla care oamenii ăștia cred că denotă o logică de nedoborât. Întotdeauna e câte unul care zice: de unde știi că nu-ți place dacă n-ai gustat? Măcar gustă. Și pe aceeași logică vreau să vă zic sincer din tot sufletul că n-am gustat niciodată un c***, dar sunt foarte sigur că nu-mi place. Adică e ok, nu trebuie să gustăm așa orice. Bună teorie, adică e logic. Și altă chestie pe care nu o înțeleg, anumite chestii din limbajul nostru care mie mi se pare că nu au logică. Spre exemplu, nu știu de unde a pornit toată zicala asta că să nu dai într-o femeie nici măcar cu o floare. Înțeleg să nu dai într-o femeie că nu-s din vasul lui. Dar nu știu de ce a trebuit să adauge nici măcar cu o floare. Că nu cred că s-a întâmplat, nu știu, printr-o gospodărie de undeva din țara asta să vină bărbatul acasă să găsească ciorba rece și să fie... ciorba rece. Unde zambilele? Să vezi ce-ți fac. Nu s-a întâmplat chestia asta. Găs două zambile peste ochi. Florile nu simbolizează violența. Florile simbolizează pacea, împăcarea. Pentru că eu nu o să merg niciodată pe stradă seara târziu cu prietena mea să văd că din față se apropie o gașcă de băieți cu ghiocei în mână. Să fiu... Hai pe partea cealaltă, că să-mi bat picioarele. Ai vrut-o să ieși de 1 martie? Nu se întâmple chestia asta. Nu o să văd niciodată o ceartă mai aprinsă între doi băieți și unul să fie: ce ai zis, mă, da, mama?
Panile, du-mă trandafirii aia cu aia. Bă, te zgâri, dă-te dreacu. Te înțep. Și cam atât din partea mea. Eu am fost Claudiu. Dacă nu v-a plăcut, nu știți ce e bun. Ba da, ba da, ba. Nu știți ce e bun.